Vara aceasta a fost una destul de liniștită pentru polițiștii din Megidia. Potrivit reprezentanților acestora, față de anii anteriori, rata infracționalității este în scădere. În raport cu aceeași perioadă anilor trecuți, am scăzut la furturile din locuințe și am reușit totodată identificarea unor autori în dosarele rămase cu autori necunoscuți pe linia aceasta de muncă. Pe linia furturilor de locuințe, de animale, de asemenea, am scăzut aproape spre zero, putem spune. Asta datorită și unor programe implementate la nivelul Poliției Megidia pe această linie, deci de prevenirea furturilor de animale. În ceea ce privește tâlhăriile, au fost prinși în decursul lunii august un minor care smulsese lanțurile de aur pe care le purtau două femei și un tânăr care a încercat să fure o pereche de papuci dintr-un magazin, dar a fost prins de vânzătoare pe care a lovit-o. În prezent, polițiștii anchetează un caz mai puțin obișnuit, vandalizarea a 30 de mașini. Au fost tăiate cauciucurile de la un număr de 30 de autoturisme pe întreg perimetrul orașului, deci nu putem spune că într-o anumită zonă. Noi în prezent desfășurăm cercetări pentru identificarea autorilor, avem un cer de suspecți, dar durează până când vom reuși și probarea activităților infracționale. În prezent, Poliția Megidia derulează un program care are ca obiective principale prevenirea și combaterea criminalității, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății, precum și apărarea ordinii publice, astfel încât cetățenii să fie în siguranță.